În România, să lupți cu frauda cu TVA nu este o prioritate. Eu dacă vreau să fac o fraudă cu TVA, unde m-aș duce? M-aș duce într-o țară, cum este Italia sau Germania, unde știu că administrația financiară vine și mă verifică regulat și mă poate detecta și nivel de detectare este bun? Nu. M-aș muta în România, m-aș muta în Bulgaria, m-aș muta poate în Franța, unde nivelul de detecție acestor fapte este foarte scăzut și unde pot trăi liniștit că nu mă deranjează nimeni și pot să fac foarte mulți bani.